Un caz șocant a avut loc în comuna Șimian după ce un incendiu violent a cuprins o casă de locuit. Patru mașini de pompieri au fost solicitate în grabă să stingă flăcările ce amenințau să cuprindă întreg imobilul. Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă o familie a rămas aproape fără agoniseala de o viață. În acest weekend, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit în construcție din localitatea Șimian. La momentul sosirii acestora, incendiul se manifesta generalizat la acoperișul și etajul imobilului, dar și la o anexă gospodărească. Forțele de intervenție au stins flăcările în limitele găsite, reușind să salveze parterul locuinței și o casă de locuit aflată în imediată apropiere. În acest weekend, pompierii mehedințeni au efectuat 91 de misiuni, 35 dintre acestea pentru stingerea unor incendii, 29 manifestate la vegetație uscată. Totodată, paramedicii în acest mod au acordat asistență medicală unui număr de 48 de persoane care au solicitat ajutorul apelând numărul unic de urgență 112. Sâmbătă dimineața, patru echipaje de pompieri din cadrul detașamentului de brigadă Severin au intervenit cu trei autospeciale cu apă și spumă și o autoplatformă pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Șimian. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la etajul și acoperișul imobilului, dar și la o anexă gospodărească. Pompierii au reușit să stingă incendiul în limitele găsite, salvând parterul și casa din imediată apropiere. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost determinată de un scurt circuit electric. În urma incendiului, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă pagubele materiale sunt însemnate. Casa a fost aproape distrusă complet de flăcări.